Meteorologia și schimbările climatice, apa factor esențial de viață, pădurile României încotro și strategia Dunării, România parte din SUERD, sunt tematicile abordate la forumul organizat de Fundația GIED. Acțiunea de la Academia de Științe Agricole și Silvice își propune să marcheze zilele mondiale ale pădurilor, apei și meteorologiei. Printre invitați se numără și deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae. Mâine voi participa la un forum organizat de Fundația GIED, Grupul de Inițiativă Ecologică de Dezvoltare Durabilă, un forum dedicat Zilei Mondiale a Apei, care este Ziua Mondială a Apei pe 22 martie, dar se realizează mâine, precum și a Zilei Mondiale a Pădurilor și a Zilei Mondiale a Meteorologiei, care au tematicile apă și energie, vreme și climă, implicarea tinerilor pentru un viitor sustenabil. Și încă o tematică, pădurile României încotro. La eveniment vor mai participa reprezentanța ai autorităților centrale și locale, academicieni, profesori universitari, dar și studenți ai Facultății de Management din Slatina, care vor prezenta o serie de machete funcționale pentru energie regenerabilă.